Salut, tauri! Voi face runele pentru luna plină din 18 martie săptămâna viitoare. Luna plină care este în casa deci în punct de vedere general, da? Nu după ascendent, ci numai după zodie. Este în casa cincea voastră este o casă a fericirii, a ceea ce v-ați dorit voi să vă aducă fericire. Da, deci o casă a fericirii. În uh, ce ați schimbat voi sau ce ați întreprins cu șase luni în urmă, când a fost luna nouă în această casă a voastră a fericirii pentru, pentru uh, tauri în fecioară, Ați încercat probabil ceva și să vedem acum ce fericire v adus. Fiecare în funcție de casa în care este. Încerc să le răstorn mai încet pentru a nu le arunca pe jos. Bun. Asta a fost așa și lăsăm. Acum le așez. Deci, ăsta îl las așa, ăsta îl voi pune aici. Bunzo, Uruz, Hagal. Deci, am putea spune că aici URUZ dă o cădere de vitalitate. Probabil că ați avut o situație dificilă cu șase luni în urmă, în care ați avut o problemă de vitalitate sau chiar o problemă cu o relație, într-o relație care nu a mers. Nu a mers spre perfectare. Ne vorbim la iubire, la o relație cu un copil sau legat de un hobby, ne gândim la o relație care nu a mers, ceva care nu a mers în direcția în care v-ați dorit voi. Vunjo, de aspectul de noroc, voi v-ați dorit să aveți noroc în această relație, o relație nouă, o iubire, sau poate relația pe care o aveți cu un copil. V-ați dorit acest noroc, dar nu l-ați avut. N-ați avut o șansă ca totul să meargă bine, la fel și la gaz, care dă intuiția. Intuiția voastră nu v-a ajutat. Nu v-ați putut baza pe această intuiție pentru a, a, a reuși într-o situație, în această situație. Am putea spune că poate că a existat chiar o a terță femeie, o terță persoană, o persoană care s-a implicat și care va a creat probleme. Deci nu ați putut să beneficiați de această relație. Cam acesta ar fi aspectul cu acest la gaz răsturnat, o femeie care s-a implicat în relația voastră și v-a dus chiar la o separare sau poate chiar partenera de viață. De asemenea, așa cum am spus, norocul nu va a surâs fiindcă nu ați putut să vă dați seama de situația în care sunteți. Kenaz răsturnat, deși și el o pierdere, o pierdere pe care nu s-o recuperați, o pierdere uh, determinată probabil de sentimente, fiindcă Chenaz ar trebui să arate o, o căldură, o căldură sufletească. Și cred că nu ați avut parte de această căldură sufletească. Uh, S-ar putea, din cauza unui blocaj, sau din cauza unei informații greșite, să vă Producă o traumă, o anxietate, dar și, deci, o durere sufletească, am zice, care v-a dus până la urmă să luați o decizie, o decizie care nu a fost bună, o decizie nefastă. Poate că viziunea voastră v-a jucat feste sau totul nefolosindu-vă nici de intuiția voastră, ați ajuns să, să, să fiți într-o confuzie. Deci, într-o situație în care pare să fi fost mai repede o aventură sentimentală, o, o aventură decât o relație stabilă, o aventură care v-a dus, să zicem, la despărțire, adică fiecare să-și vadă de drumul lui, de viața lui. Hagal, de un blocaj, înseamnă grindină Hagal. Deci, grindina care fărmițează o anumită problemă, o aduce un blocaj în viața voastră, o situație dificilă pe care nu puteți să depășiți ușor, <coughs> vă arată că trebuie să vă să, spun, să vă asumați niște riscuri. Riscuri pe care va trebui mai târziu să le plătiți. Deci, este un moment dificil pentru voi în care în final trebuie să acceptați acest blocaj, această întârziere și poate că acum șase luni de zile ați preferat să vă vedeți fiecare de viața lui. Dar acum vine acest Eich vaz care spune că este o rună uh, care vă spune că puteți să vă fixați. Este a runa alborului de tisă. Arborele care reprezenta blocaj, reprezentă, deci, blocaj chiar, dar ea vă spune că puteți să vă, în această postură, cum este așa în poziția aceasta, puteți să vă fixați un scop, fiindcă această rună vă ajută prin corectitudinea voastră, prin atitudinea voastră corectă, fermă, cu dreptatea și adevărul, deci să reușiți ceea ce vă propuneți. Și aici aveți un manaz, și probabil că manaz înseamnă omenie. Aveți persoane în jurul vostru care vă susțin. Vă ajută, arată înțelegere față de voi, vă înțelegeți bine, armonie. Poate să fie și o relație pe care o aveți acum, care vă aduce această armonie, o relație care poate să meargă spre perfectare. Este Fehu. Fehu, într-o poziție corectă, el reprezintă vite de obicei. Deci, reprezintă și acumulare. Acumulare materială, dar poate să reprezinte și o acumulare sentimentală, o relație care merge spre perfectare. Deci, va duce acumularea voastră materială, dar și această relație care merge spre perfectare. Eu zic că este benefică. Aveți aceste persoane care vă susțin, vă ajută, vă înțelegeți foarte bine cu ei, deci acest scop pe care vi-l fixați, să ajungeți la armonie, la înțelegere și la o relație care se perfectează, poate să se împlinească. Eu vă doresc numai bine, reușite și veți vedea ce se întâmplă în săptămâna următoare, Zilele următoare, această lună plină, nu? Ne luminează cu energia ei și vouă, vă luminează casa iubirii, casa fericirii, a relațiilor cu un copil, a unui copil pe care poate vi-l doriți. Au uri dar eu zic că aici este mai repede vorba de o relație pentru cineva care a avut o relație și l-a dezamăgit foarte mult, dar. Acum va vedea că, de fapt, va culege acesta o relație bună. Deci vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.